Zona centrală a Constanței rămâne fără apă potabilă la robinete. Raja ESA va întrerupe furnizarea apei mâine în intervalul orar 8-18 pentru executarea lucrărilor de modernizare și sectorizare la nivelul rețelei de distribuție din Constanța. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zona centrală, perimetru delimitat de străzile Călărașii, și Gheduca, Avramian cu Bulevardul Ferdinand, Mihai Viteazu, Traian, Sulmona, Bulevardul Tomis, Călărași, cu punctele termice aferente. În același interval orar se va furniza apă cu presiune redusă în zona peninsulară, piața Ovidiu, pe strada Mircea cel Bătrân, între strada Decebal și piața Ovidiu, precum și în perimetrul delimitat de străzile Ion la Hovare Artileriei, Mihai Viteazu, Toprai Sarii, Gheduca, Castanilor și Ion la Hovari.